Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunță că va face un control financiar la Primăria București și la companiile din subordinea. Nu s-a mai făcut un control de 10 ani, acuză el. Ministrul vrea să afle cum au fost cheltuiți banii instituției și cum s-au ajuns în situația ca primăria să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile cu energia. În replică, primarul general Gabriela Firea spune că nu se teme de niciun control și că instituția pe care o conduce este cea mai verificată. Primim cu pâine și sare orice inspector, a mai spus.